Da? Dar și oamenii din transport. Din accidentul generat, iată, de o groapă din asta de-a lungul drumului în care se intre cu roata. Mai ales roata de trotinetă sau de bicicletă, cursieră. Dacă intră acolo, e pericol mare. Tot așa e pericol și de la băltoacele astea, iată, după orice ploiță îți faci o băltoacă și ai merge pe acolo dacă nu te-ai teme să te stropești. Dar tu băltoaca aceea îți poate ascunde o gură din asta de canalizare deschisă cu găuri mari sau un pietroi sau o groapă descoperită. Și de ce vrei să ocolești băltoaca și din nou risci să faci accident când mergi sub roțile mașinilor. Iată de ce. În fiecare lună, cel puțin de vreo 10 ori pe an, pentru că în zona asta, Republica Moldova, România, se poate pedala cel puțin 10 luni pe an. Deci de vreo 10 ori pe an ieșim în stradă, nu știu de ce au renunțat sau au suspendat pe durata pandemiei bicicliștii și biciclistele din București activitățile astea. Bine, acum la sfârșit de septembrie a fost o mare pedalare cu câteva sute, poate mai mult de 1000 de bicicliști. Iată, groapă în fața Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale pe Bulevardul Central. E necesar să pedaleze și mai ales să pedaleze organizat în grup, ca să prindă curaj și persoanele care nu prea au curaj, au bicicleta acasă, dar nu au curaj să iasă cu ea. Să capite experiență cei care nu prea au experiența mersului pe carosabil, pentru că cei mai mulți bicicliști merg pe trotuar și asta e periculos și pentru pietoni și pentru bicicliști. Și să obișnuiască și șoferii, că iată, sunt oameni care pedalează, să vadă câți oameni în cap pe un loc ocupat de mașină, câți oameni cu bicicleta în cap în spațiul public, pe drumul public. De aceea, interesați-vă în localitatea în care sunteți voi. În fiecare ultima vineri a lunii, evenimentul Masa Critică sau Critical Mass sau eu știu cum se mai scrie în limba țării în care locuiți, și aderați la astfel de acțiune. Se întâmplă în ultima zi de lucru a lunii și a săptămânii, după programul de lucru și de studii, ca să prindem ambuteiajele, să prindem oamenii ăștia grăbiți spre casă sau spre provincie, ca să ne vadă și ca să interacționăm. Ei, fratele, ai vrut să mă dobori? Nu mă uit în telefon, eu eram pe drum, dar tu nu te-ai uitat la drum. Mă uitam în telefon. Obraznic, a ieșit de pe trotuar peste mine și mă acuză pe mine că mă uit în telefon. Eu mă uit la drum, nu mă uit la telefon. Nu, nu trebuia să te asiguri când ieșai de pe trotuar, nu trebuia să te asiguri că nu ești. Da, te-ai asigurat că au plecat alții, dar la mine nu te-ai uitat. Eu m-am uitat în general că vii. Da? M-ai văzut că vin, dar te-ai gândit. Dar te-ai gândit să mă stresez o leacă. Am înțeles. Am înțeles. Deci accident nu era să fie, nu mai era scad o leacă jos. Bine, bine. Cred cuvânt. Mă înțămâiesc și bada prost. A se vadă brazilianul ăsta, așa creadă că tip face așa. Avem turiști străini, pe aici este un olandez, iată-l cu șapcă de biciclist. Și ăsta e brazilian cu drapelul spălăcit al Braziliei. Zice că îi pedalează în lumea întreagă și normal că l-o cam bătut soarele. O auzit că este Masa Critică la Chișinău și hai să pedaleze și el cu noi. Foarte bine, bravo lui, o brigadă, cum zic ei, olandezul a plecat, olandezul zburător, care se duce la dreapta. Brazilianul mulțumește șoferului de trolebus, dar nu știu pentru ce, că el oricum trebuia să aștepte acolo, era la semafor pe roșu. Sunt și vreo două femei la pedalarea asta, ca să se înțeleagă.
și nu numai bărbații sunt interesați de modul sănătos de viață și de activismul ciclistic. Cred și un copil sau doi sunt cu noi, așa că priviți-ne, invidiați-ne. La data viitoare, aderați. Faceți ca noi. Poliția se grăbește la vreun accident. Sperăm că nu-i cu implicare de bicicliști și bicicliste. Azi nu prea vedem pe nimeni cu trotineta, sunt iată doar vreo doi băieți cu monociclu electric. Susținem orice transport alternativ. Masa critică Chișinău. Aderați, dați like, share, învățați de la noi și faceți mai bine decât noi. Este Bulevardul Central din Chișinău, boss. La București nu prea se face masa critică, nu știu de ce s-au speriat bicicliștii de acolo. Dar puteți face în orice altă localitate, nu numai în București. Pedalați peste tot unde se poate, nu vă sperie nici iarna, nici ploaia, hai că e verde. Do you have green parties in your country? Yes. I also belong and act as a green activist. I run for the parliament with the Greens from Moldova and Romania. But we are very weak in this part of the Europe. The Greens. Yeah, yeah. People doesn't need... Sometimes it's complicated also the... Everything is decided collectively, right? But I don't know how is it been taken to internet. Because the much bigger it is, the harder it gets. Atent, atent. Mersi. Mersi. Ne-au lăsat. Cred că suntem toți. Valea. Ambulanțe.
strada renovată Albișoara are gurile de canalizare cu gratii mai bune pe diagonală, înguste, potrivite pentru pedalat, dar nu sunt chiar bine potrivite ca nivel cu asfaltul, sunt denivelate și e incomod, e neplăcut să treci peste ele. Ar trebui să mai exersezi ai noștri meșteri, ca, iată, ca aici să le fac.